Îmi pare rău că nu, încă nu a sosit și domnul George Militaru, dar este în taxiul, probabil, între timp va sosească. Aceste patru scaune sunt rezervate pentru cei care vor să, care s-au înscris pentru lectura de astăzi, lectură în cadrul Tribunei Scriitorilor Fără Prejudecăți. Și totodată vom, lectorii respectivi vor citi pe muzica flautului domnul Nicolae Maxim, pe care îl și rog să prezinte momentul său muzical. Încă o dată îi mulțumesc domnului Maxim și vreau să vă spun că această manifestare nu este pur și simplu gratuită. Practic este vorba de împlinirea a două jubileuri. Pe de o parte, jubileul Agatei Grigorescu Bacovia, fără de care noi astăzi nu am fi stat aici, în sensul că soția poetului împlinește, de fapt a împlinit chiar pe 8 martie, coincidență dacă vreți, 120 de ani de la naștere, este născut în 1895 în Mizil și, dacă vreți, iată iar altă coincidență, doar 20 de ani, dar să sperăm că se va ajunge la 120 de ani, împlinește și Ceracul Amur Sentimental, care extrem de bine este coordonat de către domnul Ioan Machidon. Felicit membrii acestui cenaclu pentru activitatea depusă și pentru rolul pe care îl au în viața culturală bucureșteană, fiind unul dintre puținele cenacluri atât de longevive și care au lansat multe tinere talente. Vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru, cum să spun, stoicismul de care dați dovadă venind la Casa Bacovia, vă spunem, foarte strântă înăuntru, dar foarte largă în curte, unde dacă am fi avut noroc și n-ar fi fost chiar o zi bacoviană, n-am fi desfășurat mult mai pe larg și în mijlocul naturii care se trădește la viață, cel puțin după această ploaie și sunt convins că după ce se va opri ploaia o să iasă soarele, bineînțeles, ca o ironie, că de altfel Bacovia a fost chiar și ironic. Să zic așa, dacă tot m-a făcut șef domnul Achidon, declar deschise lucrările acestui cenac. Mulțumim domnului Titus Bazac pentru cuvintele introductive la adunarea noastră de astăzi și cei care știți de la cenacul de vinerea trecută, am anunțat programul așa mare, probabil că de data aceasta nu chiar se va putea respecta programul așa cum l-am gândit și cum e trecut în desfășurător. De aceea îmi cer scuze pentru cei care nu vor veni la momentul când probabil că știau că trebuie să intre în program. Voi începe, sau să începem de fapt, cu tribuna poeziei la care au subscris să-și prezinte creațiile ca noi, să le interpretăm în calitate de cititori, așa cum le receptăm în acest moment și în calitate de cititori, pentru că avem în față patru poeți. Patru poeți presupun că mergem în librărie, noi nu-i cunoaștem și dăm peste numele lor și vrem să cumpărăm cartea. Deci, uite, o confruntare directă și cu poetul, o confruntare indirectă cu librăria. Deci vreau prin această deschidere, prin această activitate a amurului sentimental, după 20 de ani, zic că am destul de experiență și la 42 de ani de literară intensă, zic că am ajuns la oarecare maturitate, dar nu atât de puternică încât să răsturnăm împreună tiparele literaturii post-decembriste. Dar vreau cel puțin să scoatem din mentalul colectiv sau și individual acea, cum spune, acea activitate, acea prezentare într-un cenacul, cum spune, să vii cu tone de manuscrise după tine și să le dai prin sală. Nu. Pentru că dacă te duci la un film,
L-ai plecat de acolo, discuți cu prietenul, cu prietena și singur în sina ta, ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut. Prin urmare, nu poți să iei filmul cu tine, mergi acasă, îl dai de 50 de ori să vezi ce ți-a plăcut sau ce nu ți-a plăcut. Așa și în cazul poeților roste. Sau mergi la un teatru, ai văzut teatru, n-ai de unde să mergi, să ai în față cartea sau manuscrisul cu piesa respectivă, ci îți analizezi în mintea ta și ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce-a, multe lucruri care îți pierd. Prin urmare, autorii pe care astăzi rog să-i fotografiați pentru o revistă, care e Iulian Ionești, Iulian, să tragă o poză la toți patru pentru o revistă. Numărul din mai ar să fie, vom acorda un spațiu, eu zic, mai detaliat pentru, dar la toți patru cititorii noștri din această tribună a scriitorilor post decembriști și să-i prezint. Îi prezint în ordinea sexelor, să spunem, că sunt trei poeți și o domnișoară, e vorba de Petruța Pârvan. Petruța Pârvan citește bine de la ca asta am zis să nu avem, suntem fără prejudecăți, vine la cenacul Lectura. De asemenea avem pe tânărul Alexandru, care acum îl văd și eu prima dată, Petcu, elev în clasa 10, am înțeles, nu? Elev în clasa 10. I-a părut că, uite, acum ai ocazie să-ți cunoști colegii și prietenii de la cenacurile de tineret. Și avem doi bătrâni pirați, poeți, care au activitate destul de amplă în peisajul literaturii românești, dar și cel puțin în amurg sentimental. Este vorba de Mihai Istudor, care vine de la Ștefești, Prahova, să-l aplaudăm. Și mereu întârziatul, mereu nedescoperitorul de adrese din București, este vorba de domnul George Militaru. George Militaru vine dintr-o comună Sintești, sau nu? Șirna. Șirna, Tăriceni, satul Tăriceni. Și mă bucur că a venit în această zi, o să stea acasă să, eu știu, să vânture țuica sau rachiunga din primăvară. Nu mai. Ia uite că a venit la poezie. Ce bine ați făcut. Domnul Nicolae Maxim va susține cu flautul domniei sale, de dumnealor are să citească poezie pe acordul și pe muzica flautului domnul Nicolae, după care Maxim Nicolae și să... scuzând că pleacă la repetiții de urmă și noi le desfășurăm activitatea noastră în liniște. În concluzie, rugăciunea este să vă notați pe hârtiuțe, pe caiete, pe carnete de însemnat, ceea ce considerați că v-au plăcut din poeziile colegilor noștri, sau dacă nu, ce nu v-a plăcut, o expresie, știu, o chestie. Nu dăm note, deși inițial era cu note, dar am renunțat la note. Iar concluzia, cuvântul final de la această activitate, asupra lectorilor, asupra poeziilor lectorilor din această zi, am format o comisie de jurați. Deci ei cum, ce vor decide treaba lor. Și este vorba de tânărul Alexandru Petre Cristian, nu? L-am reșit? Cristian Preda, de la cenacul Copei Literat. Un tânăr foarte talentat, un tânăr care promite enorm de mult și care împreună cu un coleg al lui, care e premiat la Galați, Dinei Vicențiu Eduard, uite că au luat, nu dacă este în sală Dinei, și le-a apărut și o antologie colectivă. Un tandem poetic destul de interesant, privind poezia noastră, detașându-se în mod substanțial de poezia tradițională, dar fără să facă abuz de, eu știu, de limbaj, de expresii poetice care să concureze cu alți colegi de generația lor în pornografie și în alte expresii de limbaj care eu cel puțin nu le agrez, nu că nu le înțeleg, le înțeleg foarte bine, dar le auzi și la televizor, la diverse emisiuni, le citesc și în reviste, auzi și în tramvai, auzi peste tot. Deci, mi-e alte cuvinte, nu vreau să mai folosesc un cuvânt care nu trebuie să-l folosesc aici.
E vorba de un alt jurat al nostru, un cenahlist care în urmă cu foarte, foarte, foarte mulți ani și care ca și mine am participat la cenacul George Bacovia din casa în care noi astăzi ne aflăm aici. Este vorba de Angel Florin Vedeanu și vreau să-l aplaudați. Este blând ca un merușel, dar aspru ca un șarpe dacă ceva nu-i place. Și mai avem încă un jurat, deci am să Alexandru Cazacu, care probabil are să vină mai între timp. Uite că a venit. Alexandru Cazacu a venit. Alexandru, este aici? Bravo! Uite și Alexandru Cazacu. Și să începem cu lectura, cum am spus, dând microfonul prioritate, curaj, drum bun de la pupa celor patru, dar spărgătorul de gheață este nimeni alta decât Petruța. Teșoara Petruța, curaj! Cucerește sala! Vă mulțumesc în primul rând în numele Cenacului Lectura pentru invitație și am să vă rog să mă suportați, iar când nu mai suportați să-mi spuneți. Am să încep cu o primă poezie care se numește Umoare. Sub formă de pescăruș îmi întind brațele sau brațele mă întind pe mine ca pe umbră albastră. Mi-am adus aminte de valuri ca de fantasme. Strivită de frunze, pupila se adaptează din nou la diluviu. Eram îmbrăcată în mijlocul camerei cu reflexii de apă. Deasupra, orașul îmi izbea timpanul cu sălbaticile trotuare. Pentru tine pășisem cu grijă peste ruine până la obloane. Eram entuziastă și albă în mijlocul deșertului. Route 66. Deja se face frig și oamenii cu burți se lovesc strident de oamenii cu picioare. Îmi strâng fiecare colț din fiecare gând și fiecare șoaptă în fiecare ureche. Am două palme rotunde, atârnate balanca de corp și doi pași mărunți ca să-ți apăs pașii, ca să-mi tărăsc fictil fricile către tine. Spațiu urban. Să nu rătăcești printre oameni cu frunțile late, cu linii de avalma în palme. La o aruncătură de cot îmi întind brațele să pot să țin pașii mărunți, lovindu-se de trotuare. Ca să nu fugi de pe gene în firele de lumină, în albul tavan. Cu tine pe trepte stăteam, cu tine pe trepte urcam, uitându-mă mereu înapoia. În salon. Artificial îmi este ochiul care mă doare. Fiecare umbră din cameră își croiește drum către visul tău sau către visul meu metalic, nici eu nu mai știu. Visul în care privirea aceea acrăpată urla în mine ca un câine uitat în ploaie. Hai să mă crezi că-mi sunt tălpile bolnave de mers, că-mi sunt palmele bolnave de plâns, că mă grăbesc mereu spre tine ca să rămân. Clipire. Îmi aparțin cu totul și fiecare picătură de conștiință mi se usucă pe buze. Pietrele nu se sfarămă cu pietre, ci cu zâmbete. Inimile nu se văd pe sub piele, ele se trăiesc exersându-se. Ploape, ne cresc ploape peste ploape și gene peste umeri. Sunt eu, ești tu și lipsa spațiului dintre noi este. Și timpul de atunci și acum este curgând. Liniște. Când liniștea lovește în mine, cu zale adânci și grele, în lacrimi îmi ești pictat ca o poveste apusă, cu umerii de soare necat în roșu. De ce să-ți port îmbrățișarea în ochi ca pe o aripă otrăvitoare de înger? La final. La finalul demonstrației tale nu mai port zale de război. Ca un toreador învins, mă simt goală în mijlocul arenei pustiite, acolo unde se dezlănțuise cândva spectacolul primejdios al nebuniei. Dincolo de sângele vărsat, rămâne demnitatea luptei. Răul are rostul său în istoria curajului. Reverie. Ce vis cu șoapte a mușcat din mine noaptea în care îmi fugise sufletul de sculț spre bolta stelelor tale. Rever. Azi nu mă mai sperie tresărirea unei inimi descompuse. Un strop de zâmbet ți se scurge pe pieptul meu puțin albastru. Eu mă risipesc în toamnă până la obsesie și mă întreb, de unde atâta frunze căzute noi, crescute din frunțile noastre?
Am pierdut direcția trăirilor și ne-am îngropat gândurile în avalanșa de sentimente și de frunze. Suntem pierduți în ritualul dublelor aducerea minte. La finalul acestui anotimp, vom fi jumătăți de ființe anatomic îngemănate. Fragmente. Pentru câteva clipe, culoarea castanelor mi se cuibărește în podul obrajilor. Nu mă simțesc de atâta ploaie, de atâta toamnă. Noaptea asta eretică are gulere murdare. Din când în când, îmi caut prin sertare prelungirile, ca să nu-ți disprețuiesc trupul, mi-am adus aminte să trag draperiile. Acum, aici, suntem doar noi, întorși, ghemuiți, sfârșiți în estetica nuanțelor. Om defect. Mă împac din ce în ce mai greu cu mine. Vanitatea asta păcătoasă mi usucă sufletul întortocheat. Încurcată, memoria se gudură ca un câine amețit de mirosul înfrunzit al unei amintiri recente. Încep să semăn cu tine. Mă feresc de arșiță ca dracu de tămâie și totuși, cred că m-aș fi bătut pentru tine până la învinețire, până când m-aș fi abandonat pe mine și prostul meu obicei de a plânge cu picioarele goale în zăpadă. My love, tu, o amintire în colecția mea de vise, eu încă un suflet în colecția ta triumfală de suflete, noi, un joc de iriși strânși cu degetele dureroase. Ce bine că nu mai sunt decojită, ce bine că nu mai îmi apeși tâmpla, ce bine că mâine ninge la finalul cursei, la finalul sensurilor noastre. În oglindă, cu inima în dinți, mă dezmorțesc de tine ca să am o șansă. Ești bifurcat pe dinăuntru, destrămați pe din afară, defect. Definiția nedefiniției în care m-am retras ca să mă privesc goală cu trupul creat în oglindă. Și ultima luciditate, urma, ți-o por ca un medalion încrustat în carne. Sunt pierdută în efortul tău nebunesc de a mă crea după propria înfipuire. Am ajuns aici străduit de îndoială și steril la tâmple. Nimeni nu ne-a inventat chinurile, zbaterile. Am optat să fim liberi până la esență. Ne-am legat în afara timpului până când ne-am apropiat de instinctele noastre absolute. Putem să ne salvăm doar învingându-ne, negându-ne, rupându-ne. Petruța Pârvan și să ascultăm opiniile, părerile dumneavoastră ca buni și vrednici cititori de poezie din toate timpurile, mai ales din timpurile prezente. Vreau să vă spun că această adunare este gândită ca fiind o adunare de maraton poetic, deci nu vă așteptați că plecați într-o jumătate de oră, care vă grăbiți, întrebibil să plecați, noi rămânem, care rezistă, să reziste. Dacă era noapte, începeam seara la ora 10 și dimineața la ora 5 terminam. Pentru că, cum spun eu, oamenii puternici sunt cei care au răbdare să asculte colegilor cu versuri puternice. Și acum să ascultăm un bătrân pirat, un scriitor cu o experiență bogată la masa de lucru, care a scris un volum de poezii extraordinar, Trăișorul Munților. Dumnealui este Mihai Istudor, numele adevărat. Domnul Mihai Istudor, care vine de la Ștefeș, Prahova. Da, mă numesc Mihai Istudor și, într-adevăr, vin din Prahova. Sunt profesor de istorie la Colegiul Național Nicolae Cavaleri de Munte și am onoarea să prezint câteva din creațiile mele. Prima poezie se numește Întâlnire albă. Ciorchind de nea, privesc tabloul astăzi, cum tu, odinioară, iubito, mă priveai, la câte o stea mai acătării pusă îți mai aduce aminte ce chemai, pe uniforma albă pusă în large și numeroase modelări fantaste, azi s-au căzut un milion de stele din înălțimile eterne și albastre, pe crengi de brad își fac căsuțe albe, nepoți și strănepoți veniți din sud, tu, clopotul acela niciodată nu m-ai lăsat prin crengi să-l aud. Îmi povesteai de Delușet și poate cu ea te confundai neînțeles, îmi propuneai o întâlnire albă și tu știai că nu am de ales. Îmi propuneai apoi la miez de noapte în amândorul amenită o colibă, ceva ca trupul și frumos ca viața, cel mai moartea poate de o schimbă,
Afară viscolea de-o vreme vântul și n-auzeam surdina lui dușmană. Eram cuprinși de viscolul din sânge, ce ne unea ca pe aceeași rană. Jur împrejur nămeții erau martori și păstrători a puștilor mătării, doar rare ori și atunci, ca o părere, s-auzea un mers grăbit de sări. Bacoviană. Pe Bacovia nu l-am învățat în liceu, ci într-o sâmbătă desfăcută din haina unui noiembrie, undeva s-au întins picioarele baletistelor albe peste trupurile morților de la morgă. Jur împrejur, nu clavire, nu sânge, nu prum. Sâmbătă, sâmbătă, sâmbătă. Despărțire. Atunci, fără să știu, am văzut focul pe cer, dinții apei, potrava frunzelor. Pe pământ țipau monumentele, cinematograful dispăruse, grozav pâlpâiau lampioanele. Numai ochii tăi ardeau, ardeau pentru ultima oară. Toamna. Cobor în mine de la mădură ploi, cu toamna ce vine coborând amândoi. Ne lăsăm plini de frunze ca potecile mici, încă nu cerem scuze că mai suntem aici, că mai suntem cu minții unde toamnele chem deveniri ca părinții cu nevoi și blestem, că mai suntem copii unde toamnele mor, unde cozii târzii li se năruie flori, unde mor rătăcite în amurguri pustii, frămânzitele ciute, unde păsări târzii își poartă durerea pe oață de cer, când va da prima brumă, când va da primul ger, că mai suntem aceiași când va da prima mea. Mă iartă, iubito, e toamnă și aș vrea. Și ultima poezie. S-a stins poetul. Tăcieți, o lacrimă, s-a stins poetul. Sub arborii negri înalți, cu umbra la picioare, vântul murmură provodul odată și încă odată, până când seara coboară o a doua moarte. Tăceți, o lacrimă, s-a stins poetul. Apa neagră se taie în cuburi rotunde. Tăceți, o lacrimă, s-a stins poetul. Liniștea pe care a vrut-o atâta, măcar acum lăsați-o, lăsați-o să-l moară. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnului Mihai Ghițăvior! Vreau să mai fac o completare. Și dumneavoastră care ați prezentat poeziile, puteți să comentați la rândul vostru, la rândul dumneavoastră, creațiile colegilor noastre. Și acum rugăm pe tânărul nostru, distinsul nostru, simpaticul nostru, debutant în această adunare de suflet. Este vorba de Alexandru Petcu, elev în clasa 10-a București. E prima oară când îl văd, am vorbit o singură dată la telefon cu el și mi-a avut o deosebită plăcere. Și urmează, în numărul din ianuarie, au apărut două poezii. El este recomandat să citească, de fapt și pe viitor voi insista pe aceste cuvinte. Deci, la recomandarea unei tineri și talentate poete din Giurgiu, care trebuia să fie prezent aici, este vorba de Alexandra Tudor. Dar probabil la următoarele ședințe are să fie prezentă. Deci, citești, tinere. Da, mulțumesc. Am să încep cu o poezie în care trebuie să speri, trebuie să speri. Dacă aș putea să zbor, poate că mi-ar fi mult mai ușor. Lângă tine să stau și să mă îndrăgostesc. Dacă aș putea să nu mai plâng, poate că aș încerca să te caut printre sutele de stele argintii. Nu mi-ar mai trebui absolut nimic, decât doar ca să te am aproape și să te iubesc. Dragostea rămâne. Nici n-ai plecat bine de două zile și
și deja mă simt departe de tine. Închid ochii și te visez din nou, un zâmbet dulce îmi mângâie chipul. Te caut printre stele, alunec printre ele. Te caut printre norii fumurii, nici urmă de tine. Când m-am trezit, mi-am dat seama că a fost decât un vis frumos. Vorbește într-una, vorbește într-una, nu-mi suporta glasul pe care îl auzi în mii și mii de voci cu intonația lui de dor. Să pot să te vorbesc încet, nașere, nimic mai mult, scumpa mea iubire, când ochii mei îți pun fără cuvinte și arată mila, dragoste, durere. Tu, draga mea iubită, mai bine îți spun acum că îți rămân fără cuvinte. Vorbește într-una, privește-mă încet, de chipul tău viața mea e plină, pot fi miracole, ca tine nu-i niciuna. Primăvara e o floare, ce înflorește din luna martie și apune tocmai la sfârșitul lui septembrie. Primăvara e o dulce, lângă ea mă pot duce, să o strâng în brațe așere. Primăvara mă învioară, cu parfumul ei cel dulce, haideți copii, ieșiți la joacă și bucurați-vă de soare. Într-o nouă zi, într-o zi, soarele se va strecura printre frunzele ruginite și ne va mângâia fața suavă. Ochii vom închide și pentru o clipă vom simți mâna persoanei iubite, foșnetul frunzelor aurii, purtate în zbor de vântul răcoros ce ne trezește din visare pentru a ne trimite într-o altă reverie. Iubire dulce amară, norii sunt purtători a iubirii tale pe cerul adânc și înstelat, iar inima mea te așteaptă să revii la mine. Când ai plecat de lângă mine, m-ai lăsat stingheat printre străini, cu inima sfâșiată în două lacrimi amare, ce cad mereu într-o mare de iubire și mister. Îți păstrez dorul și chipul tău cel drag, în sufletul meu pustiu, ești o prințesă ce trebuie găsit. Mulțumim, domnule Alexandru Pescu. Să-l scuzăm că citește pentru prima dată într-o adunare așa de consistentă, eu zic, sau poate greșesc. Și avem ce discuta despre poezia sa, despre poezia Petruțe, despre poezia domnului Mihai Istudor. Și acum rugăm să treacă la pupitru domnul George Militaru, întârziatru, pentru care îi dau rota 7. Urmează 10. M-ați... Fără apologia vorbe, domnule profesor. Da. Dați-i. Eu vin din... Băgați plugul în braț, de că e primăvară. Eu vin dintr-o comună... Nu mai explicați, citiți că am explicat. Da? Păi da, am explicat ce să... Păi nu se știa de unde vin. Citiți că tot poporul vrea să vorbească și atunci nu mai avem timp. Remember după echinox. La echinox drumul se bifurcă între infinit și oier. Toate turmele parcă urcă spre lumina tare din cer. Și noi ne despărțim, iubito, unul o ia în sus, altul în jos. Fiorul dragostei greu am simțit-o, neasemuit de frumos. Și vino, mai vino, nu-i iarnă, la mine ninge cu amintiri. Turmele grele din cer nu se întoarnă, doar fulgi lacrimilor mari iubiri astăzi pierd.
paradisul părăsit. Sufletul simte pururi evadarea din umbra unei clipe. Aprindeți, oameni, candela iubirii eterne, dincolo, în cerul nesfârșit, zâmbește libertatea, nu plângeți. Ea e zeul netulburat de nimeni, nici de timp. Aprindeți candela iubirii eterne, voi cei nefericiți. Anotimpul și toamna iar vine cu vânt în ferești și cade iar frunza pe unde nu ești. Și iarna cea rece s-abate pe ploi, zăpada iar cade pe unde erai. Și dorul meu urcă în primăveri reci să vină lumina pe unde nu treci. O, vino tu vară cu soare durut, să văd iar cărarea pe unde ai trecut. Dar toamna se înfoaie și strigă prin văpăi, sunt moi de uimire și îngerii tăi. Ne-nvăluie iarna în lanțuri pe veci și nu mai e soare și tu nu mai treci. În țara, moto, m-am săturat de lichere, dați-mi o canalie, Victor Etimiu. În țara plină de mafioți perfizi, de agramați ce-și plimbă trufia prin infern, în țara noastră scumpă poți să te sinucizi în plânsul Mioriței din raiul cel etern. În țara unde urlă oneștii ziariști, năimiți cu bani să scrie despre un cinstit patron, în țara asta geaba să fii corect, insiști, vor tăbări pe tine turnând la unison. În țara unde speranța aproape că a murit, în țara hăcuită de hoți și de bărfași, pășește demn copile din rouă zămislit, e scrocilor în vinsul nici când să nu te lași. În țara unde proștii își fac de cap strivind inteligența sacră în rânje triumfal, aud venind din veacuri sublimul tău colind și limba românească din munte în aval. Și încă una? Are două mai mici locuri. De ce? Așa. Un porumbel. Un porumbel de aur îmi ciugure din mână. El mi-a adus din lume o floare de măslin. Privirea lui prea blândă mereu o să-mi rămână un semn al frumuseții și al harului divin. Priviți făptura dulce de soare și lumină, îngemânate în trupui cu un visul diafan. Trimis în lumea largă, el tot o să revină la noi, aici, acasă și teafăr, an de an. Adunați visele toamnei, adunați visele toamnei, prieteni. Primăvara s-a dus, vara, iată, a trecut. Strângeți lumina din fiecare frunză ce moare lângă brazii eterni, sub verzile cetini. Adunați-vă toată agonisarea de-o viață și dați-o copiilor mai departe. Nu există tristețe, e doar o părere. Florile astea trăiesc, nu sunt moarte. Adunați-vă, oameni, visele toamnei și uitați tot ce ați dorit și n-ați făcut. E aproape rânjetul macabru al iernii, peste zâmbetul alb al vieții necunoscut. Și pe asta, alături Eminescu. Să ne întâlnim, iubito, la locul cunoscut, sub teiul sfânt și dulce din margine de lumi, topindu-ne în visul vieții ce-a trecut, înfășurat în cântul izvorului, să nu mai spui nimic ca să ne iubim frumos, când seara-și înalță dorul în sufletele dragi,
mireasma îmbătătoare, picând din cer pe jos, să ne învelească noaptea în murmure de magi, și îmbrățișați, pământul ne va primi mai cald, sub stelele albastre, sub cer înalt, tăcut, să simt tot universul o mare de smarald, și alături Eminescu, plângând necunoscut. Și ne oprim. Mulțumim, domnule profesor! Mulțumim mult, v-ați vedea pe un timp, chiar ați vințit mai devreme, dar asta e situația. Mulțumim, domnului profesor flautist Nicolae Maxim. Nu am ruiat manifestarea. Comisia de jurați la urmă își va avea cuvântul și rugăm ce au citit acești patru poeți, luați cuvântul. Ei sunt cei care ne oferă cărțile prin librării și ca ei suntem și noi. Și zic că e bine să ne spunem ceea ce am simțit, urmare a lecturii, în cadrul de față înseamnă că nu suntem nici cititori buni, nu suntem nici scriitori de nicio culoare din momentul în care toți, deci aproape toți scrieți și nu vineți cu câteva impresii ce a citit, despre ce a citit colegii noștri. Pentru că a lăsat comisia de jurați să tragă brazda cât se poate de adânc asupra creațiilor lor. Dar avem nevoie de cititori, avem nevoie de opinii de cititorilor. Domnul Ion Maftei Buhăiești, dar vă rog treceți mai încoace o vadă lumea. Tineretul. Vă felicit pentru curajul pe care l-ați avut. Bănuiesc că acolo de unde proveniți, este o activitate literară. În școli sau la facultăți, nu știu unde, așa. Bănuiesc că activați în anumite cercuri literare. Bănuiesc că ați fost ascultați și de altă lume, în afară de părinți, nu? Bunici, așa mai departe, sau de colegi. Și iată că ați venit în fața acestei manifestări literare, care are loc unde? În Muzeul Bacovia. Unde în fiecare colț este o metaforă a lui Bacovia. Domnișoara, a fost prima și domnul a fost ultimul care a citit, așa. Cred că ceea ce vă privește m-a încântat și am putut să văd cam cum văd tinerii poezia de astăzi. Pentru că dacă citim și alte publicații, de exemplu, Ceapă sau alte care apar, știu eu, unde tinerii mai puțin au acces și eu le doresc să ajungă acolo, așa, sau dacă ne gândim la manifestarea internațională, Festivalul Internațional de la Mizil, am observat că poezia tinerilor noștri se apropie de cerințele care se cer la acel Festival Internațional de la Mizil. Și m-a bucurat foarte mult cu asta. Acolo este un juriu, tot un juriu internațional, cu pretenții, cu exigențe și le doresc să participați la Festivalul de la Mizil. Da, da, vă mulțumesc și vă feriți și vă doresc succes. Iar poezia domnilor, unde au fost teme diverse, inclusiv de iubire, care întotdeauna fac bine, pe mine personal m-au încântat. Modul cum s-au prezentat
cum au fost prezentate. Mi s-a părut, domnișoara, că are o anumită experiență din acest punct de vedere, sigură pe ea, cu o anumită drăzenie poetică, dacă greșesc să spuneți, așa, da? O recitatoare pe care noi ne-o dorim, așa. Nu știu ce s-a întâmplat aici, ori a fost o citire la prima vedere sau te-au depășit emoțiile, probabil, da, așa. Iar la domne, în spiritul cavaleresc al domnilor, și-au recitat producțiile, au interpretat și cred că la capitolul interpretare domnul militarul în stil militar, așa, ne-a prezentat producțiile dumnealui și pe mine iar mi-a plăcut, care umblu și mă interesează și latura aceasta a modului de prezentare, de interpretare și partea scenică. Dumnealui cred că le-a acoperit pe toate. Nu fac nicio apreciere, doar atât spun. Sunt încântat de tot ce am văzut și am ascultat. Și vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, domnule profesor. Vorbe frumoase. Vorbe cu un flujiu de vorbe foarte, foarte frumoase, dar nu m-ați convins în ceea ce doresc prin lectura de poezie. Altcineva? Noni Emil Iordache de la Cenacul Lectura. Tinere cu întârziere, fii soldat? Nu, am fost frontul. De obicei, bună ziua. De obicei, nu-mi place să iau cuvântul printre primii. Vreau să-i mulțumesc colectivului de la Muzeul George Bacovia pentru primire, domnului Machidon pentru ideea acestei reuniuni literare și artistice până la urmă. Vreau să mulțumesc domnului Machidon pentru faptul că mi-am regăsit prietenii poeți. Pe Petruța eu o cunoșteam de foarte mult timp, pe Tudor la fel, sunt membri în Cenacul Lectura, însă după anumite evenimente din viața noastră, n-am mai ținut legătura, ne-am reîntâlnit înainte să înființăm Cenacul Lectura, însă ca prieteni, nu ca prieteni poeți sau scriitori. Legat de ce s-a citit, vreau să-l felicit pe mai tânărul coleg de poezie, și am emoții acum, deci... Alexandru Petru. Da, Alexandru. Îl înțeleg, trebuie să-l iertați, trebuie să-l încurajați, trebuie să-l susțineți. Mi-a plăcut foarte mult, te admir. M-am regăsit, exact vârsta aceasta, cred că o aveam și eu când am debutat într-un... nu era un cenaclu, era o întâlnire literară în jurul unui hebdomadar cultural. Petruța, nu știu dacă ați observat, însă e genul de... femeie independentă. Poezia este rezultatul acestui spirit independent. Ea nu are nevoie să se întindă pe 3, 5, 10 pagini să-și spună mesajul. Și dacă ați fost atenți, ea are curaj să fie în arenă. Leandro, poezie, arenă. Are curajul de a sta cu picioarele goale în zăpadă. Da. În poezie. Acum nu știu, are cizme. Nu e atât de curajos. Metaforă. Metaforă, bineînțeles. De asemenea, îmi place, sunt adeptul unei muzicalități a poeziei. Ea nu are, așa cum a spus și domnul Machidon, una din ședințele noastre, însă, până la urmă, muzicalitatea și a naturii și a omului o regăsim, nu neapărat dacă este evidentă. Dacă stăm un pic și ascultăm și reflectăm, o găsim. Pentru că notele fiecăruia nu se suprapun cu do, re, mi, fa, solul celuilalt. Depinde, eu poate am do, fa, la, fa, să spun.
ca note, ca înșiruire. De asemenea, ce mi-a plăcut este faptul că ea creează, de fapt recreează realitatea supradimensionându-o chiar cu unele cuvinte care nu au nevoie să fie, eu știu, împrumutate din alte limbi sau din alte zone culturale europene. Folosește cuvântul oblon. Într-adevăr, proveniența cuvântului oblon nu este românească, dacică, dar este un cuvânt foarte vechi folosit pentru fereastră, putea spune PVC, putea spune fereastră sau vitraliu, care vine din francez. Colegul din stânga, nu am deținut numele, am foarte, foarte frumoase poezii, de o muzicalitate excepțională, rimă, ce să spun, foarte, foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Aș vrea să-l contrazic un pic pe domnul profesor, vă rog. Să știți că un poet nu se judecă printr-un festival. Poetul se judecă prin cititori. Cred că cititorul și, de fapt, dacă ne uităm la marii noștri poeți, n-au câștigat atât de multe premii încât să îi impună în literatura noastră. Premiul lor și premiul nostru sunt cititori. Domnul Militaru îl regăsesc de fiecare dată foarte dârs, pe poziții, într-adevăr, cum spunea domnul profesor, ca un militar. Se vede că este un poet așezat, nu mă refer aici la așezat la casă sau la familie, ci un poet care este conștiincios, care se dedică artei și acum îl văd că notează, deci nu se dezice. Mulțumesc și Doamne ajută! Mulțumim, domnului Iordache, care este șeful de trib la lectura, și altcineva. Distinsul domn, nu numele ca pe lucrurile. Victor Potra. Victor Potra. Da, de la Fabrica de Literatură. De la Fabrica de Literatură. Da, fdl.ro. Avem nevoie de microfon sau mă auziți oricum? Bun, aș prefera dacă mă auziți să vorbesc fără microfon. O să vorbesc în primul rând de Petruța. Sper să nu fiu receptat. O să vă rog să vă întreb asupra convenției, pentru că eu sunt prima oară aici. Fiecare vorbește cum dorește. Da, sper că nu voi fi receptat ca fiind nepoliticos dacă voi avea critici la obiect. E cu atât mai bine, este opinia dumneavoastră și fiecare are opinia lui. Nu uite, zici, domnule, să vorbești cum gândești sau cum vreau, sau la unde. Fiecare cum dorește, cum simte. Bun, Petruța mi-a plăcut pentru că e singura pe care o percep ca având o poezie modernă, în sensul cenaturilor, manifestărilor și evenimentelor la care tot am participat în ultimul timp în București. Este o poezie pe care n-aș numi-o postmodernistă, pentru că termenul este devalizat, este uzat prin repetiție, însă are un instrumentar poetic bun, discret. Mi-a plăcut că nu folosești cuvinte mari, deși uneori se pare că uiți lucrul ăsta, construiești imaginile cu răbdare, punct cu punct. Uite, îți dau, ca să vorbim și la concret, poezia la final, da? Ai spectacolul pribejdios al nebuniei, dincolo de sângele vărsat, rămâne demnitatea luptei, răul are rostul lui în istoria curajului. La demnitatea, după părerea mea, de Raezi, un cuvânt prea greu acolo. Puteai să spui, rămâne asprimea luptei, de exemplu, și să rămâi neutră. Și atunci să lași, faptul că lași cititorul să-și tragă singur concluziile, mi se pare un plus și o modernitate a poeziei tale. La fel la Reverie, următoarea poezie. Înfugise sufletul de sculț, o imagine frumoasă, după care termin cu o banalitate, spre bolta stelelor tale. Ăsta e un instrumentar poetic
ușor depășit, pot să-l sugerez altfel. Mă rog, părerea mea. Mi-a plăcut foarte mult în rever imaginea cu zâmbetul care ți se scurge pe pieptul puțin albastru. O imagine foarte fină. Îmi pare că ești într-o direcție foarte modernă, poate, nu știu dacă ai citit Ginsberg, dacă ai citit din poeții contemporani, americani, englezi, îți recomand tipul ăsta de lecturi. Poți să intri și pe Fabrica de Literatură să vezi tipul ăsta de creație, care eu cred că ți se potrivește, și încă un plus, faptul că nu e o poezie edulcorată, feminină în sensul clasic, e o poezie, nu e nicio poezie feministă, care e cealaltă extremă, e o poezie deschisă, care folosește, să zicem, senzualitatea și genul tău, nu sexualitatea, într-un mod pozitiv. So, way to go, ca să zic așa. În ceea ce privește pe Alexandru. Alexandru, ținând cont că ești în clasa a 10-a, este extrem de promițător ceea ce scrii. E adevărat și cred că cineva trebuie să-ți spună chestia asta, pentru că altfel nu vei progresa. Poezia ta e încă ușor copilăroasă, ai un limbaj în care se repetă deocamdată obsesiv imaginea iubitei. Poți să o folosești, diversifică-ți cuvintele, cumva transpare. Mi-a sugerat cumva în spatele imaginii iubite de multe ori, care e persoana iubită de multe ori, nu e neapărat iubita, chipul mamei, sau așa am simțit eu. Și mi se pare că prin lectură și prin exercițiu continuu poți să faci foarte mult în direcția asta și îți țin pumnii, dar trebuie să citești iarăși. În privința domnului Isidor, tot ce pot spune este că mi s-a părut o poezie corectă, o poezie care sună bine, o poezie care folosește corect rima, ritmul, cu muzicalitate, pe alocuri sensuri surprinzătoare, imaginile sunt relativ clasice, instrumentarul poetic la fel. Mă bucur că nu, că totuși v-ați moderat, pe alocuri am constatat că ați moderat uzul de cuvinte excesiv de puternice. Și la final, domnul profesor, domnul George Militaru, mă rog, mai bine nu zic. Sau să zic. Acum, da, îmi pare rău, mie mi se pare o poezie enfatică, care țipă la mine prin cuvintele folosite. Am mioriță, libertate, demnitate, tragedie. Sunt prea multe cuvinte mari unul după celălalt. Cititorul nu are timp să respire. Nu este lăsat să-i curgă gândul. E ca și cum aș avea o fanfară în permanență în urechi, care mă ghidează, mă forțează să mă entuziasmez, să fiu patriot, să-mi pară rău, să mă indignez. Eu cred că poezia poate și trebuie să fie un pic mai subtilă. Cam asta aveam de spus. Mulțumim mult! Alte opinii de bravi cititori, alte opinii de bravi cititori, cine acolo? Vă ridicați! Domnul Ionescu, vă rog! Păi vreau să spun și eu niște lucruri, dar cred că încep cu ultimul poet, vis-a-vis de ce a spus domnul de aici, în stânga. Poezia nu este numai o făcută ca să o citim în liniște, în bucătărie, în autobuz, în tren, după părerea mea. Și de aceea avem nevoie și de poezie precum aceea domnului George Militar.
din ultimele două sau trei, fiindcă dânsul, în primele poezii, de fapt, denotă un lirism scris în vers clasic, prozodie perfectă, rimă, rime, rime nu ușoare, nu facile. Apropo de rime, unde-i băiat? Zbor ușor, dulce, și nu mai știu cum ai zis acolo, să te ferești de asemenea rime. Deci, eu sunt de altă părere. Destul cu poezia lirică, care ne, adică pur și simplu, vreau să fiu înțeles foarte bine. Nu destul, dar să ne dați voie, domnule... Domnul Potra, să scriem și altfel. Și altfel. Fiindcă eu consider că a venit momentul să scriem și altfel de poezie. Poezie socială, poezie politică, poezie patriotică. Da, da, dați-mi voie, nu v-am întrebat. Deci a scrie poezie socială înseamnă a te implica în societate. Poetul este purtător de cuvânt. Nu trebuie să ne închidem în găoacea noastră. Și acolo sunt, plângem de melancolii și de nu știu ce. Destul cu asemenea, asemenea lirisme proaste, temperate, ponderate, ținute în gățuri. Nu, trebuie să ne descătușem, să ne punem sufletul pe tavă față de ceea ce se întâmplă. Suntem oameni. Apropo de Alexandru Macedonski, care acum încă mai bine de 100 de ani milita pentru poezie socială vis-a-vis de versus Titu Maiorescu și Julimea. De aceea eu îl felicit de domnul George Militaru pentru faptul că introduce în universul poetic, sau de fapt reintroduce, și acest domeniu și această tema socială. Poftim? A poeziei sociale, a poeziei politice, a poeziei patriotice. A scrie poezie socială înseamnă că să fii un adevărat patriot. Avem nevoie și de asemenea poezie. Nu numai de poezie în care îmi plâng iubita, în care nu știu ce copiez din Ginsburg și așa mai departe. Mulțumesc, domnul. Felicitări și țineți-o tot așa. Fiindcă veți avea cititorii dumneavoastră. Fiindcă altfel vom limita... Cunosc și eu poezii din asta. Fiindcă altfel vom limita universul poeziei pe care, din potrivă, trebuie să le extindem tot mai mult. Era vorba de... multă vreme în urmă, se punea problema, domnule, și măcar cuvinte, sunt cu niște cuvinte urâte, nu pot fi în poezie. Apropo de cuvinte urâte, domnișoara Petruță, da? A spus acolo, dracu de tămâie, nu știu are loc. Așa. Sau ca dracu de tămâie. Expresie uzuală, da. Nu, dar într-o poezie, dânsa scrie altfel. Deci într-o poezie, cum o scrieți dumneavoastră, n-are ce căuta, fug de dracu ca de tămâie. Deci, nu, este foarte... Eu mi-am și notat aici de la dumneavoastră niște... Așa am fugă. Dar terminând cu treaba asta, domnișoara Petruța mi s-a părut... Și ce spune, sunteți, eu am fost acolo ascuns, nu v-am văzut. După părerea mea, sunteți deja o poetă formată, dintr-un aluat, foarte bine plămădit, plămada e bună, terenul e bun, pământul e fertil, de aici pot crește niște flori, niște roade extraordinare. Deci, vă întrebăm un viitor, și mă bucur că domnul Machidon v-a adus aici, și vă întrebăm un viitor frumos. Am remarcat lirismul dumneavoastră bine temperat, cum zice cineva undeva. Poeziile sunt scurte, acolo, de fapt, e posibil, unii dintre noi, dintre poeți, tind spre așa ceva, spunând că ar trebui în poezie să
aducem chintesența. Victor Ghestan, membru al unui scriitorul, președintele filialei de tineret și copii, așa parcă, ne povestea că dânsul a ajuns la o formulă scurtă de 6 versuri. Și are o serie întreagă de poezii cu 6 versuri, sextet, nu știu cum se spune, că nu sunt sextine, clasice, pe care le-a prezentat la un festival de poezie de la Cluj, sau unde a fost festivalul acela poezie, anul trecut. Da, și vorbea cu, spuneți-mi de la Steaua, cu Aurel Rău, nu? Dacă nu mă înșel. Vorbea cu domnia sa despre acest procedeu al poeziei scurte, de 6 versuri, în ideea că în poezie a venit momentul să spunem ceea ce este esențial, chintesență, nu să batem câmpii, deși se pot bate câmpii foarte frumos și cu folos. Uitați, deci uitați câte modalități de a scrie. Iar la domnișoara Petruța, până la urmă, poeziile sale așa de... Dânsul a spus foarte bine aici. Eu vă felicit, domnul Potra. Sunt de acord cu dumneavoastră cu tot ce a spus despre poezia domnișoarei. Parcă ar fi niște tablete lirice. Apropo de lectură, prietenul meu, eu am avem aftecul că ești membru al unui scriitorilor, a apreciat lectura, însă mie mi s-a părut prea rapidă, a trecut prea repede, prea rapidă. Apropo, maestră de interpretare, mi s-a părut prea rapidă. Am reținut acolo, n-am reținut exact, îmbrățișarea din ochi, cum e, mi s-a părut extraordinară imaginea aceea, frunzele căzute între noi, din frunțile noastre, noapte eretică cu gulere albe, nu mai sunt decojit, nu mai sunt decojită, tu așteptați să fiți decojită, așa, dar și eu spun să vă feriți de, nu de cuvinte prea tari, ci de tendința de a da sentințe, de a spune ceva sentențios, gen maximă, dincolo de sângele vărsat, rămâne demnitatea faptei, luptei, pardon. Aici, dumneavoastră, aveți o poezie lirică, nu și-are locul, pe părerea mea. Sunt simple păreri. Așa, în orice caz, felicitări. Băiatul a fost emoționat, însă se vede aici fibra. Eu ți-am spus, atenție, să te hotărești. Vrei? Ce? Atunci nu. Ce se ferească de rime ușoare, mi s-a părut că nu scrie cu rima, ce puțin. În orice caz, prin lectură, prin scris, are viitor frumos. Despre cei doi pirați, ce să mai spun, cei doi patru pirați, pirații, de ce pirații, domnule? Ca să fure poezia, ce să... sau să dărâme, să lupte cu crucișătoarele, cu vasele dușmane, antipoetice. Deci reprezentăm poezia. Eu zic că mai degrabă ar fi niște bătrâni lup de mare, care se pot lupta cu niște varuri aici, cu niște stânci. Doamna Ecaterina, extraordinar, tablou. De ce să vorbesc eu despre dânsii și domnul Chidon? Domnul Mihai Istudor este unul din cei mai buni, cunoscuți, buni poeți contemporani. Deși nu știu dacă e membru al unui scriitorilor. Ceea ce înseamnă că nu toți care sunt unui scriitorilor sunt neapărat cei mai buni. Unui scriitorilor are, am înțeles, acum 2600. Pe vremea lui Rebreanu aveau era 144. Se impunea exigența la maxim. Sunt 2600, dar în afara unui scriitorilor sunt foarte mulți. Noi cenacliștii din București, unde participăm la cenacul în general, conduse de membri al unui scriitorilor.
uitați aici pe domnul Iomache Don, Victor Ghestan, Emil Ungeanu, Geo Călugăru și atâția alții. Dar cei mai mulți participanți în aceste cenacluri, marea majoritate, nu sunt membri ai unui scriitor, dar scriu o poezie, o proză foarte bună. N-am ce să... Dimpotrivă, față de ce vă știam cum... Trebuie să termin. Dânsul m-a surprins, totuși, prin niște chestii noi în poeziile dumnealui. Domnul George Militaru, am spus despre domnia sa, m-am referit și la altă ședință, așa că... Mulțumesc! Mulțumim domnului Zabin Bălătos, rugăm comisia de jurați. Și pe urmă trecem în revistă prietenii care sunt în sală. Comisia de, jurați o luăm în ordine cum doriți. Domnule! Păi, suntem într-o... Nu? Haideți! Care pe care? A citit... Dacă nu au curaj... Uite, domnule! Da, domnul Cusir. Da. A citit cel mai tânăr. Perfect. E bine să continuăm tradiția. Hai, doamna, doamnă, cu cine să spargă gheața la jurați? Uitați-vă trei aici. Vă rog frumos, veniți încoace. Vă rog, veniți încoace. Aia trei, care? Alexandre, citește. Comentează. Da, aș vrea să încep cu... Vă rog să ascultăm aici la... N-am rog trecea cu Esteban, dar... Vine aici. Maestre, păi nu-l vede nimeni. Păi să stai aici. Să, trebuie să-l cunoască, e băiat tânăr. Eu ne ofer scaunul de la prima ședință, când facem 12, să preia tot. Da. Alexandre, curaj. Ia să... Aș vrea să încep cu începutul. La domnișoara Petruța Părvan, după părerea mea, identificam o poezie plină de culoare, plină de substanță. O poezie care ne impresionează prin bogăția imaginilor artistice și care, practic, exprimă o revoltă interioară. Sunt acolo mici inadvertențe, cum să spun, între cursivitatea poeziei și după aceea apare o expresie care pur și simplu detunează totul. Cum a spus și domnul Mironescu, apare acolo cadracul de tămâie care chiar nu se potrivește în contextul respectiv. Adică poezia ta are o anumită fluență și o anumită cursivitate, deși nu este... Este poezie modernă, care nu are rimă și e versal. Observăm un ritm ascuns. Un ritm care se menține, dar nu este foarte evident. Cam aceasta ar fi singura remarcă asupra expresiilor care uneori nu și-au locul. A mai fost, mi se pare, să-ți port îmbrățișarea în ochi. Acolo ochi, eu zic că mai bine ar fi folosit priviri sau ceva un pic mai poetic. În rest am identificat și câteva, mi-am extras și câteva imagini artistice foarte frumoase, câteva metafore foarte frumoase, cum ar fi să-mi târăsc fricile către tine și crește drum către visul tău metalic sau jumătăți de ființe anatomic îngemânate. În rest, nu știu ce aș putea să mai spun. La tânărul care a citit mai devreme, Alexandru Petcu, dacă nu mă înșel, îmi pare rău că nu este acum aici ca să îmi asculte opinia și nu știu, cred că aș fi putut comunica mult mai bine cu el, având în vedere că și eu sunt tot în clasa 10-a la Colegiul Național Mihai Viteazul. Bravo! Și da. Și aș fi putut să-i transmit mult mai bine, probabil ar fi înțeles mult mai bine mesajul meu. Este o poezie naivă, optimistă, e adevărat copilărească, care nu impresionează neapărat prin nu știu cum să spun, prin tăria cuvintelor, a expresiilor, însă impresionează prin mesajul transmis. Este o poezie sensibilă, este o poezie care transmite foarte multă emoție și acolo există câteva nepotriviri, câteva, cum să spun,
greșeli gramaticale care apar pe parcurs. În rest, nu știu, rimă avea, doar că pe alocuri se pierdea. Din punct de vedere al interpretării, la fel, a fost o interpretare un pic cam slăbuță, dar este de înțeles, mai ales că nu am mai citit în fața unui public atât de numeros. La domnul Mihai Studor, a fost o poezie consistentă, o poezie fluentă, care a curs, un ritm foarte bine stabilit, o delimitare foarte bună între mesaj și între emoție, între, nu știu cum să spun, expresie. Exact. Au fost acolo și câteva imagini foarte frumoase, cum ar fi în poezia Întâlnire Albă. Eram cuprinși de viscolul din sânge ce ne unea aceeași rană. O imagine foarte puternică, o imagine care ne uimește, ca să zic așa, mai ales după cursul poetic anterior, apare această imagine care pur și simplu schimbă totul sau pune punct unui discurs poetic. Și în poezia Despărțire am mai extras o expresie: dinții apei, otrava frunzelor, la fel foarte puternică și foarte expresivă. Și în poezia S-a stins poetul, apa neagră se taie în cuburi rotunde. La fel foarte interesant mi s-a părut. La domnul George Militaru, o poezie patriotică, o poezie foarte puternică. Din punct de vedere al interpretării, dintre toți cei patru, mi se pare că s-a descurcat cel mai bine. O interpretare foarte bună, o tonalitate foarte bine aleasă, a știut să accentueze ceea ce a vrut, cuvintele, expresiile pe care a vrut să le scoată în evidență și să pună accentul pe ceea ce a vrut să exprime, practic, pentru a transmite mai bine mesajul. La poeziile de dragoste, un pic cam, nu știu, cel puțin după părerea mea, un pic cam prea acide, un pic cam prea acide interpretarea. Adică această recitare, această citire merge la poezia patriotică, dar la poezia de dragoste deja intrăm într-un lirism din acela care ar trebui să fie mai domol și un pic mai calm. În rest, și aici am identificat niște fraze foarte frumoase, niște versuri foarte frumoase. În poezia Remember după echinocțiu, turmele grele din cer nu se întoarnă, și în poezia Anotimpuri ne învăluie iarna în lanțuri pe veci, sau aud venind din vreascuri sublimul tău colind, la fel foarte frumoasă. Cam aceasta ar fi ceea ce aș vrea să spun. În rest, vom vedea ce părere vor avea și colegii mei și la final vom vedea care va fi verdictul. Mulțumesc! La toți patru! Ce nu te dai lor? La poezia care s-a citit astăzi, acum, de la 1 la 10. Dar sincer, nu pute face. Total. La grupul ăsta. Totalul? Da. Așa cum cântărești poezia din clipa de ce s-a citit? Dacă ar fi să fiu doamnă, obiectiv, strict obiectiv, fără nicio... Nu pe persoană, atenție. Da. Ca o medie, să zic nota 9. Da. Bravo. Bravo! Este un mare meserist, dacă vedeți de cariera eseului. Și poetul tradiționalist anilor 60, Teodor Balș. Da. Mulțumesc mult! Alt tânăr din comisia de jurați, Alexandru Cazacu, era așa mic, de 15-16 ani, Alexandru, noi în partea dreaptă. În partea dreaptă a tatălui, aici stai. Ce să-ți fac?
Dacă mai întâi la Bucurobor, asta e, cu jură. Aș vrea să fac întâi o consultație generală, după care vă trebuie punctul ăla pe fiecare parte. În general, cel care scrie sau cel care este poet, prozator sau eseist, în principal are un determinism social-geografic, se naște undeva, trăiește undeva, are preocupări, are în jurul niște probleme. Și problema se pune, ok, atunci, există o sensibilitate. Cât de mult se merită să se marșeze pe ea, să se mizeze pe ea, sau nu, în speță, a se continua sau nu se continua? Asta este problema. Unii spun, unde merită să continuăm. Pentru că miza este să ajung scriitor, miza este să ajung o persoană care să conteze într-un anumit context cultural. Alții spun, în contextul economic actual, al secolului 21, cu ce se întâmplă acum, care sunt nevoile noastre, de natură materială, tangibilă, de natură financiară, de natură nu se merită, pentru că trebuie să ajungi chiar foarte, foarte sus ca să poți, cu adevărat, să poți să atingi acest obiectiv. Dar opinia mea este că se merită, dar nu pentru a ajunge scriitor, ci am ajuns treaba asta pentru a ajunge cititor. În general, este foarte important să poți să vii, să fii nu un citor, nu un scriitor de elită, ci un cititor de elită. De ce? Pentru că un cititor de elită, care nu este simplu de ajuns, nici acesta, trebuie un efort și o determinare care uneori nu este simplu de efectuat, dar fiind tocmai contextul economic social în care trăim. Și care a fost mereu, nu este numai acum, a fost mereu. Ca atare, mizez mult ca, mai ales cei care sunt tineri sau mai puțin tineri, să mizeze pe a fi cititor foarte bun. De ce? Un cititor foarte bun, automat are discernământul care să-l poată, să zicem, ține departe de tentații de o poezie joasă, o literatură joasă. De asemenea, un cititor foarte bun, ce se întâmplă? Literatura este spațiul în care se manifestă și democrația, și libertatea, și, să zicem așa, tendințele up-to-date, cum zice astăzi, la zi, ale ideilor, în general. De aceea este important să fii cititor și, evident, în măsura sensibilității tale exploatate, să poți să fii și un scriitor, un poet, un prozator. Ca atare le urez tuturor și celor mai tine sau mai puțin tine să fie cititor. Asta ca și contează general. Acum, referitor la cei patru poeți pe care i-am auzit astăzi, domnul profesor de română, dacă nu așa, nu? Profesor de română, spuneți. Da. O persoană care practică un lirism tradiționalist, un lirism care ține de o anumită, să zicem așa, o anumită zonă frecventabilă sau nu astăzi a literaturii, dar categoric nu se poate nega, dincolo de partea aceasta de recitare, partea actorului, nu se poate nega o anumită versificație, o anumită, să zicem așa, stare de poezie pe care o reușește. Problema se pune în ce măsură ea este cu adevărat relevantă și în ce măsură ea transmite cu adevărat emoții. Dar, iarăși, este democrație, fiecare alege ce dorește. Domnul Istodor, da? Cu accent pe Istodor. Mihai Istodor. Dânsul a practicat o poezie care am văzut aici, la fel, tradiționalistă, în, să zicem, în divizii generale, din care eu am reținut poezia cu Ziua de Sâmbătă, dedicată lui Bacovia. Bacovia, pentru că mi s-a părut că este nu neapărat în spiritul Bacovia, ci o poezie cu adevărat care transmite cititorului acea stare pe care Bacovia o avea nu neapărat în acel context, ci mai ales, pentru că asta este mare rol Bacovia. Bacovia nu a fost un scriitor al momentului, din contră. Momentul când el a apărut a fost un moment dificil, recepția lui a fost foarte mică și el poate că și astăzi, el nu are, mănâncă mereu și l-a spus astăzi. Deci el este un poet, a fost un poet de avantgardă în sensul că după el au venit cu adevărat receptorii lui. Referitor la Petruța, clar că este o poetă care trădează lecturi, trădează o cultură poetică și mai ales trădează o ușurință în exprimare cu o zonă metaforică de rețin, care se reține ușor. Eu nu am citit poezii, dar arăt unul foarte, foarte plăcut, Route 66, cu finalul excepțional, care spune, trăiesc fricile de tine.
Asta m-a dus la poezia Mariei Banuș, dacă știți. Are o poezie cu genunchi foarte, foarte interesantă pe aceeași idee. Mai ales că se referă la Route 66, este treaba care traversează America, deci această idee de drum și ideea de târâre către Grecia. Deci, remarc, remarcabilă. De asemenea, am reținut acea poezie care se închide, care spune că, practic, curajul este dat de doza de frică, de lașitate, de partea aceasta mai puțin, să zicem așa, mai puțin inspirată, dar foarte umană, care o avem fiecare din om. Concluzionând, doar și poate, Petruța este o poetă. Asta nu înseamnă că este, că poate fi asumită de micile cădere, micile, să zicem așa, momente mai puțin dirige din poezie și chiar cred, de asemenea, încă o dată îi recomand, cu atât mai mult ei, multă lectură, mai ales că în România, încă, în momentul de față, accesul la o cultură de calitate, accesul la literatură este foarte ieftin, este practic gratuit. Dacă ținem cont, se întâmplă în alte spații. Am tot ocazia să mă duc foarte mult în alte spații și acolo lucrurile sunt totul altfel. Accesul este relativ dificil, zona aceasta este puțin accesibilă, este numai o zonă elitistă universitară care are acces la așa ceva. Adică totuși, încă în România încă se mai poate, din punct de vedere. Iar ultim, Alexandru. Alexandru, da. Nu, el, Alexandru, care era asta. Eu îl încurajez pentru că, așa cum spune și doamna profesoară, având în vedere vârsta lui și având în vedere că este determinată de către lecturile pe care le are, categoric să merită încurajat. Cam atât. Mulțumesc frumos. Alexandru, vă mulțumesc pentru vorbele tale. Aceeași întrebare. Vă rog. Grup, nota. Da. Repede. Da. Colegul a fost indulgent, mi-a un 7. Treaba ta, 7, dam 9, 7. Ultimul din comisia de jurați, domnul Vedeanu, un bacuvianist destul de tânăr, copt, deci destul de cu ani în urmă, și acum a ajuns Bacovia în casa lui Bacovia poetic. Dacă îmi permiteți, am să apelez la câteva secvențe din amintiri, fără să vă plictisesc. În anii 75-76 participam în cadrul Casei Memoriale Bacovia la activitățile pe care le desfășura cu anumite ocazii de comemorare, de aniversare, așa. Pe timpul ăla trăia bine și doamna Agata. Și pot să vă spun că am avut onoarea cu multă, eu știu, decență să pot să-i sărut mâna acestei doamne care, dincolo de a fi soția poetului George Bacovia, era și o poetă de o sensibilitate, nu știu, deosebită, să-i zic așa, ca să nu dau eu verdicte. Și am fost împreună și vreau să spun cu acest colectiv în care participau Gheorghe Tomozei, Eugen Jebeleanu, Ioan Petrovici, zău, îmi scapă acum, iertați-mă că... În fine, și la casa George Enescu, cu care era o colaborare, cum și acum, să practică colaborările cu... între, eu știu, formele de culturalizare, așa, la modul general. Și mă opresc aici. Cunosc această casă, deci din perioada aia, țin minte, am vizitat pentru prima dată camera de lucru a poetului George Bacovia, care se află aici în partea asta, cu o emoție teribilă. Nu credeam că, eu știu, pot să intru într-o așa altar al poeziei vreodată. Și am rămas încântat și, dacă vreți, marcat de momentul respectiv. Cu asta să trecem mai la zilele noastre. Poezia, prin natura ei, trebuie să transmită, în primul rând, să transmită sensibilitatea, să transmită emoția, să transmită starea profundă de depărtare de urâtul și de mizeriile vieții. Ce să vă spun, poezia, după părerea mea, are și niște meandre pe care nu putem să le calculăm.
în principiu, poezia este bună, după părerea mea, atunci când creează niște baze de discuții reale. Aia se numește că și-a atins scopul. Unii care nu, pentru că dacă toți vedem aceeași piesă de teatru, maestrul a mai avut discuția asta, poate să aibă fiecare părerea lui la ieșirea din sala de teatru. O poezie, dacă este mai pe fondul meu sufletesc, sau în măsură în care în momentul respectiv am o, eu știu, o trăire, o înțelegere, așa, poate să-mi placă. Cuiva care are altă formație, altă susținere, poate să nu-i placă. În cazul de față, domnul Potra a vorbit, din punctul meu de vedere, foarte la obiect, doct și cu argumente. Ceea ce nu exclude că la rândul dumnealui și domnul Mironescu nu s-a exprimat, eu știu, într-o măsură foarte, foarte credibilă. Dacă aș fi rabin, le-aș da dreptate amândurora. Și bineînțeles, mi-aș face și o porție din dreptatea dumnealor, cu toată îngăduința care le cer să o aibă față de mine. Deci există varianta calofil sau anticalofil. Iubim frumosul de dragul frumosului sau iubim frumosul îngemanat cu alte valențe. În cazul de față, fără să o atac frontal, domnișoara Petruța reprezintă acest segment de calofilie în sensul bun. Deci fără intenții de a avea, eu știu, absconse peorative. Nu. Deci, vorbind despre frumosul poeziei, dumneai a reușit să scoată în relief niște trăiri, niște sentimente de o sensibilitate deosebită și în toate poemele citite. Singura chestiune, ca observație de mod general, dacă, chiar dacă nu-mi permiteți, am să vă spun că poate vă folosește, eu cred că expediați prea repede, epuizați prea repede subiectul. Părerea mea. Ar trebui la imaginile pe care reușiți să le creați, unele chiar bine tușate, care nu mai permit niciun fel de replică. Pur și simplu trebuie luate ca niște axiome ale exprimării frumosului. Eu zic că, uite aici, muzicalitatea pe care o includ versurile n-au nevoie, nu are nevoie poezia de rimă, are o muzicalitate interioară, are o cursivitate, transmite emoție. Deci, pe părerea mea, poeziile dumneavoastră sunt poezii și gata. Notele după sufletul și după, eu știu, trăirea fiecăruia. Dar ele sunt poezii, după părerea mea, care ar trebui validate cu toată încrederea, eu știu, în ceea ce se numește arta asta de a scrie poezii. Așa, ziceți aici că, uite, mai aveți niște, light motivul ăsta cu tălpile care se regăsește în, este o chestiune care pică bine, adică nu este o tautologie, nu este, este un light motiv care e bazat, care este înserat în ceea ce înseamnă expresia poetică. Pietrele se sfarmă cu zâmbete. Este o metaforă foarte, foarte bună, zic eu. Nu știu să-i dau note unei metafore, dar pe asta aș situa-o undeva în zona de sus. Așa, lipsa spațiului curgând la poezia aproape.
mă rog, doar ador învins demnitatea luptei, vi s-a mai spus. Nu insist. Eu nu vreau să îmi fac dușmani astăzi, dar dacă o să reușesc, nici măcar nu-mi cer scuze. Asta. Așa, sufletul desculț este în sine, sintagma asta este o metaforă nu numai de bun simț, este o metaforă extraordinară. Așa. Noaptea eretică are gulere murdare, a mai observat-o cineva. Memoria se gudură ca un câine. Pare un pic căzută în derizoriu și totuși, cine înțelege un câine, tot de asta v-am spus, fiecare pleacă de la trăirile, de la lecturile, de la percepțiile, cum fiecare percepe lumea într-un anume mod. Pentru mine, atunci când se gudură un câine, se întâmplă că există un sentiment extraordinar la fața locului. Pentru că un câine se gudură numai când e sincer. El nu știe să fie ipocrit cum suntem noi, mă rog, zic, hai să nu, cum sunt eu. Și eu. Așa. Medalionul încrustat în carne și liber până la esență. Credeți-mă, poezia dumneavoastră m-a încântat, sincer. Dacă e să-mi fac o recomandare, tot stau în picioare. Nu zic că am dreptate, nu zic să faceți ca mine. Dar părerea mea, să luați subiectul și să-l prezentați mai amplu. Decât îl fulgerați prin fața cititorului și îl ascundeți. Adică îl lăsați să gândească prea mult și nu știu dacă se gândește neapărat la ce ați vrut dumneavoastră. Explicați-i mai bine, fără să devină redundantă poezia, dar explicați-i mai bine, eu știu, cu posibilitățile pe care le aveți, să-i faceți tablou, apropo de tablou ăsta frumos, să-i faceți lizibil, vizibil și inteligibil. Așa, că ăsta se mai și citește. Dincolo de vizibilitate, trebuie și citit. Și atunci trebuie să fie și vizibil. Așa. Sincere felicitări în ce vă privește. Domnul Alexandru Petcu, nu e aici, poate, mă rog, nu știu dacă trebuie să zic ceva dacă nu e aici. Dacă nu e. Trec. Îmi pare rău, singura chestiune ca o observație în mod general, că am făcut niște, așa, este în sarcina dumnealui. 1. Să accepte să continue cu toate denivelările care îi se vor prezenta pe parcursul ăsta. Să citească, eventual poezie bună, nu-i fac eu un sumar de lecturi, dar dacă stăm vreodată de vorbă, putem să discutăm. Și să continue neapărat. Deci faptul că dorește să scrie, că are plăcerea de a scrie, ce a prezentat astăzi, după părerea mea, este un început cu care trebuie să promită doar atâta. Este doar o promisiune. Domnul Mihai Studor, domnule, nu mi-aș permite multe observații așa, că poate aveți și altceva scris, poate vorbesc acum numai pentru ce am auzit, v-ați prezentat ca în subțire, cu puține lecturi, este greu de făcut o părere, un cumul, sigur, la ce ați citit, da, am observat că are mesaj, poezia dumneavoastră, ceea ce se întâmplă în multe situații, să nu existe mesajul. Chiar dacă este spus frumos ceva, este doar o alăturare de expresii reușite, metafore și comparații și mai știu eu ce, dar nu prea spun despre ce e vorba în poezie. Dumneavoastră aveți mesaj, aveți rimă, ce zice, cu căsuțe albe, cu viscol, apropo, chestia asta, n-am putut să-mi o scot în așa, dar mi-a plăcut imaginea de ansamblu,
cu etapizările respective, cu crengile, cu căsuțe albe pe crengi. Deci e foarte, foarte sensibilă poezia. Viscolul din sânge, ce ne unea ca pe aceeași rană. Este o mega metaforă și credeți-mă că aveți ceea ce se cheamă harul de a spune lucruri mari. Imagine bacoviană, imagine tristă, am zis eu, a unei sâmbete pe măsură. Așa. În despărțire, o imagine cataclismică, numai ochii tăi ardeau pentru... A câta oră sau ce ați sagut? Ultima oară. Pentru ultima oră. Și cu s-a stins poetul, iar m-ați impresionat. Sincere felicitări. Dacă îți permite să o completare, a scris poezia în memoria mai Bucuiești, care a fost Dan David, oarecum apropiat de mine, mort în 93, mare poet, Dan David. Cred că ați auzit. Știi de ce? De ce a murit? Știți, nu? Știu de ce. De unde? Așa, despre domnul George Militaru. Pe părerea mea, domnul George Militaru, făcând abstracție că am mai citit cartea pe care a binevoit să mi-o facă, eu știu, așa un cadou prietenesc, l-am luat eu. Am citit-o cu multă plăcere. Poeziile de astăzi le adaug acolo și nu pot să le despart. Pentru că poezia dumneavoastră este o poezie angajată și angajantă. Inclusiv poezia de dragoste. Deci, într-o poezie de dragoste poți să vorbești despre dragoste stând în expectativă, privind-o ca pe ceva ce se întâmplă, dincolo de posibilitățile de a te însera în ea. Și o poezie de dragoste trăită din interior. Domnul profesor are acest, eu știu, har de a trăi lucrurile și de a face poezia angajată, în anume mesaj, și angajantă. Mă face și pe mine să mă țin după dumnealui. Deci, faptul că o lectură a unei poezii poate să adauge sau să scadă valoarea textului, este foarte adevărat. Eu zic că în ceea ce îl privește pe domnul Militaru, dacă acceptăm ideea că dumnealui scrie o poezie cu mesaj puternic, indiferent despre ce e vorba, despre ce subiect abordează, atunci înseamnă că ne place, sau dacă nu, înseamnă că nu ne place. Și domnul Potra, eu vă respect foarte mult părerea, credeți-mă, ați venit cu niște păreri pertinente, mă raliez multora, dar nu neapărat trebuie să fiu și de acord. Și trebuie să aveți înțelegerea necesară. Categoric. De-aia ne găsim aici. Așa. Ne despărțim, iubito, unul o ia în sus, altul în jos. Dom'le, păi aici e o chestiune pe care o vedem fiecare cum vrem. Unul să crede să urce, să urcă pe scară sau cine știe unde coboară. Sau putem să ne gândim la linia aia de demarcație de cine se duce în sus, cine se duce în jos. Deci aceste trimiteri, aceste, eu știu, metafore dincolo de prezența cuvintelor mari. Metafore create cu niște cuvinte, eu știu, de ordin minor. Adică nu au însemnătate, nu reprezintă, nu semnifică, nu. Pur și simplu. Lacrimile mari, iubiri, astăzi pierd. În fine, paradisul părăsit, aprindeți oameni candela de la iubirii eterne, voi cei nefericiți. Sunt niște, sigur, încă o dată, este o poezie angajantă. Te invită să participi la viață, te invită să fii parte a trăirilor poetului. Așa le văd eu. Cine nu vrea, eu nici nu pot să insist. Și toamna
iar vine cu frunze în ferești și dorul meu urcă în primăvereci. Deci, despre George Militaru, eu zic că o să avem de aici încolo mult timp să auzim și să citim. Așa, mi-am notat mai multe chestiuni aici, dar n-aș vrea să și așa v-am luat timp. În principiu, astăzi, aici, zic că am participat la un minuscul moment de nemurire. Această trăire împreună în altelor sentimente culturale, cu muzică, cu domnul profesor Maxim, cu muzică, cu domnișoara care reprezintă cu drag și cu cinste și cu onoare și cu talent muzica populară, mă rog, care nu prinde bine peste tot, dar este în fibra neamului nostru, așa, cu acest tablou, pe fondul acestui tablou deosebit, așa, pentru care am toată admirația și cu toată bunăvoința domnului Machidon de a organiza un asemenea moment, eu zic că ne-am întrunit într-un mic moment de nemurire, pe care fiecare o să ne-l înserăm undeva în sufletul cel mai profund, în zona sufletului cea mai profundă. Eu vă mulțumesc mult că m-ați ascultat. Vă mulțumesc, domnule Albert Mărindeanu. Aceeași întrebare, nota generală. N-a dat-o. Dați-o și începem partea a doua. Cu asta am încheiat. Dacă dau... Nu că dau, domnule, nu mă explicați. Deci, pentru cei trei... Nu, toți patru. Nu, stați puțin. Pentru cei trei, media este 9,55, iar pentru toți patru, media este 8. 8, notați acolo. Doamne, notați 8. Deci a dat 8, 9 și 7. Faceți totalul, doamnă, și îmi spuneți. Dragii mei, deci partea de lectură s-a terminat, jurații și-au spus cuvântul, deci acest capitol este încheiat. Pe chiar dacă să mă bâlbâi, vă rog să mă credeți că nu obosit. Am și eu emoții, trebuie să am emoții. Dar încerc să depun tot efortul să citesc oarecum acceptabil pentru gustul și pentru dorința dumneavoastră și plăcerea de consumatori de poezie, îngăduiți să spun, tradițională. Până una alta sunt de acord, am fost încântat de opiniile domnului, așa este bine într-o grupare literară să discute prietenește, dar nu trebuie să plecăm de aici dușmani. Plecând de la această ședință 1 a Tribunei Scriitorilor Fără Prejudecăți, avem de acum încolo foarte mult timp pentru fiecare dintre noi motiv de bârfă literară. Și este frumos și este chiar și bine. Să trec la, cum am zis mai ceva la începutul ședinței, să bag și eu pruncul în brazdă și să-mi citesc și eu două poezii cu rugămintea către dumneavoastră dumnezeiască. Să nu scrieți ca mine, scrieți ca voi, dar să nu citiți ca mine, dar să nu citiți ca voi, să citiți ca mine. Toți urați de citire, absolut tot. Am citit și citesc că nu mai văd zi și noapte. Dar asta e, de asta, să citiți, că a zis prietenul, tânărul meu debutant, acum 20 de ani să fie, sau 15 sau 10, Alexandru Cazacu, da, fără citire nu. Fără citire nu. Ce ai putin să citești antologiile de poezie gruzină, antologie de poezie bulgărească, antologie de poezie germană, antologie de poezie universală, acolo asta e un moment de literatură. Iar ceea ce facem noi, prin aceste întâlniri, de cenaclu, ne completăm unii pe alții. Și zic că este foarte, foarte bine. E să dau drumul la motor, dacă e bine. E primăvara ta. E primăvara ta și a mea femeie și iată că a venit acest miracol de lumină de peste grădini și codrin în frunzire, ce dulce anotimp, ce aromă de cuvânt. Mă uit uimit cum în prezent, de rod de pâine nouă, o crapă în brazdă și păsări doinitoare ne cântă în veselia lor
de dragoste de împerechere să aibă urmași la drum. E primăvara ta, femeie, femeia mea de mere albă, acum de peste tot te aduc la sânul meu, prea adorat-o, prea suavă în pâine cu sânii tăi, îmbracă trupul gândurilor mele. E primăvară și în taina cerului albastru, cu stele de privietor și ape în dezghețare, te port prin șirul lung de crin de viață și îți aduc prin os de pace și iubire. E o prea zână, prea trup de carne dulce, orice am spune, tu ai chimia ta în sânge, îmbracă-mă ca să mă nasc din gândul tău lumină și în binecuvântul timpul sărutului tot prin sărut. E primăvară, ce vreme vretnică de șoapte și mandoline cânt, ascultă pentru tine în noaptea de amorții trupul jar de bucurie și susur cald ți vinul de pe buze. Și iată că îți scriu cu ochiul drept privind la decolteul tău cu vorbe tremurând de dor. E primăvară și păsări își întorc la cuib, prea bună ma femeie, cu tine somnul meserim. Una. A doua. De dincolo de gard, în singurătatea mea de vezură de noaptea furisită, cuprins de spaima durerii unghiilor din coaste și a urletelor din sosete, am ieșit de unul singur să plimb pe un doifi la margine de sat aiurea și m-am urcat pe-un busture pișat de câini, pe trunchiul căruia era dezbrăcat un șarpe sub frunzele umbrelă încolăcit pe o șerpoaică, cu limba în gura ei tremurând de focul iubirilor carnale, și abia căzuse roa și în dealul cerului cu stele dorofane, de-a valma luna se tămărea cum scroafele prin iarbă în largul său de mes de piepene albastru. Și cum mergeam așa în gândul meu urzit din cărți, de dincolo de gard, auța mi se pare, de crucea care mi-o duc ca pe un gheb în spate, mă strigă o voce de măgar sau naiba știe, că e prea noapte afară și nu-i țipenie de om să-mi spun ce-ți ghimpe arde în carnea trecută prin grătar de vierbi. O, Doamne, rătăcirea mea sinistră, aud de prin trufiși, de zglobo de furtună, o șoaptă dar, o șoaptă ca de muză sinilie, e dracul gol ce are coarne lungi și negre, dar sunt frumoase. Ce boașe mari și ce pulpane grase îi tremură din șolduri, culoarea ochilor e verde cum bani în bancomate. Purta pe el un trenci de haină cu blana unui urs chilod, pe care scria fel și fel de vorbe de lumea întreagă și bea al dracului de drac. Nu vinuțuică, ci verde de Paris. Dar nu mă tem, nu am de ce, aceasta este vremea lui, el ne știe la fiecare gândul cel năstrușnic. Chiar de ne rugăm sau ba, suntem acolo în cartea sa de celular, scris cu ciupitor de larve, materia prin care ne vom urca la somnul veșnic. Și îl privesc ca pe un butoi de țuică sau o femeie cu țâțele înodate după gât și așa deodată, fără vorbă, adorm lovit de un bondar, țâșnit de unde n-am habar. Și am întrebat târziu de tot, oare chiar eu să-l fi văzut pe dracu gol? Că brusturi n-am găsit în patul meu sau alte reptitoare, aveam cu mine picioare lungi de cal. Vă mulțumesc! Și acum trecem la partea finală. Diplome, dragii mei! V-am zis să nu scrieți ca mine, scrieți ca voi. Așa. Să începem cu în ordinea citirii, numai puțin. Se acord diplomă de încurajare. Se acord domnișoarei poete Petruța Pârvan din București pentru prezentarea în cadrul spectacolului literar muzical al tribunei Scriitorul fără prejudecăți, ediția 1-a, un grupaj de poezii proprii încărcate de o sensibilitate feminină aparte. Asta e opinia mea despre poezia ta. Mulțumesc. Doamna cântăreață, ți-o oferă. Bravo. Nu este aici tânărul nostru Alexandru Cătălin Petcu, dar
le facem datoria și față de el prin textul pe care îl am scris. Se acordă diplomă de încurajare poetului Alexandru Cătălin Petcu din București pentru prezentarea în cadrul spectacolului literar muzical al Tribunei Scriitorilor Fără Prejudecăți din ția întâia, din creația proprie, dovedind dragoste de poezie și respect pentru limba neamului său în care scrie limba română. Să trecem la, asta nu este aici cetățeanul tânărul nostru, să trecem la o alt, la, duce la a doua grupă de cititori. Diplomă specială de merit scriitoricesc. Se acordă domnului Mihai Istudor din localitatea Ștefe, județul Prahova, pentru prezentarea în cadrul spectacolului literar muzical al Tribunei Scriitorilor Fără Prejudecăți, ediția întâia, mai multor poezii în care se simte căldura unui poet ce oscilează între vis și realitate, între istorie și religie. Doamna să vă ofere această diplomă, aceste cuvinte, nu de critic literar, ci de un mare consumator de poezie. Și urmează diplomă specială de merit scriitoricesc domnului nostru, cu scuze că am greșit comuna, dar aveți satul e bun trecut, domnului George Militaru din comuna Zmirna am trecut, Șirna, da, sat Tăriceni, județul Prahova, pentru prezentarea în cadrul spectacolului literar muzical al Tribunei Scriitorilor Fără Prejudecăți, ediția întâia, din creația sa fără semne de exclamare, pe măsura unui poet liric sincer, dar și al unui pamfletar de excepție. Să fiți sănătos și la mai multe. Diploma este semnată de subsemnatul Ion Machidon și Comisia de Jurizați. Diplomele sunt semnate de așa, Angel Florin Vedeanu, care a semnat, Alexandru Cazacu, poet, Alexandru Cristian Preda, eseist. Documente pe care vă rog să le păstrați, că nu știți ce pierdeți peste ani de zile. Și acum, dragii mei, eu de obicei nu dau diplome și n-am dat în 20 de ani, nu dau. Dar plecând cu această galerie, cu această tribună și acești oameni care au citit, la ediția a doua tot așa vom repeta până terminăm să ajungem la ședința mare. Dar fiind vorba de 20 de ani, fiind vorba că la noi în cenacrul nostru au participat și oameni mai în vârstă, dar foarte valoroși, printre care îl avem pe cel care îl numesc acum și care îi doresc viață multă și putere de lucru, care a construit România aceasta, care majoritatea cenacliștilor noștri până în 89, fiind în activitate, cum e doamna profesoară Luca, care a lucrat în învățământ, cum e exprimarul, care a contribuit cu muncă, cu domnul profesor Maftei, care a făcut studii de matematică, domnul Mironescu și alții și alții, toți am avut activitate, am muncit și am făcut și pentru țara aceasta, care acum, așa este. Și pentru aceasta am gândit să dăm o diplomă, unica și singura diplomă, la acești 20 de ani, nu mie, nu dumneavoastră, nici cititorilor noastre. Chichiți cui, vă spun eu. Se acordă scriitorului Valeriu Crețu, cu ocazia zilei de naștere 17 septembrie, ca cele de-a 20-a aniversare de la înființarea editurii și cenacului sentimental, privind deosebita sa activitate și calității conținutului articolelor și cărților publicate în cadrul editurii Amur Sentimental. Vă rog, primiți de la doamna cântăreață și să o ajung cu punctul de cer. Și multă sănătate. Vă felicit, să fiți sănătos și muzica! Să cânte muzica finală. Da. Permite să vă pup în văzul tuturor. Încă o dată, suntem mulțumiți.